În ultima perioadă sunt tot mai mulți cei care pun la încercare vigilența polițiștilor de frontieră și lucrătorilor vamali din punctul de trecere frontieră Siret, folosind cele mai inventive metode pentru a introduce țigări în România. Astfel, s-au descoperit țigări în bagajele personale, ascunse și nedeclarate în vederea sustragerii de la controlul vamal, un număr de 470 pachete de țigări de proveniență ucraineană și în saci cu făină și zahăr, precum și în interiorul recipientului pompei de stropi culturi, un număr de 350 pachete de țigări de proveniență ucraineană. În urma controlului efectuat asupra persoanelor, bagajelor și mijlocului de transport, s-au descoperit ascunse în sacoșe cu ceapă, în pâine, în cutii de vopsea, în saci cu făină și zahăr, precum și în interiorul recipientului pompei de stropi culturi, un număr de 350 pachete de țigări de proveniență ucraineană. Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional cu amendă în valoare de 5.000 lei fiecare, iar țigările în valoare de 1.460 lei au fost ridicate în vederea confiscării. În altă zi, la punctul de trecere a frontierei Siret, s-au prezentat pentru a intra în țară călătorind cu un autoturism marca VAS, cetățeanul ucrainean B. Aurel, în vârstă de 20 de ani. În urma controlului amănunțit asupra persoanei și bagajelor, s-au găsit în bagajele personale ascunse și nedeclarate în vederea sustragerii de la controlul vamal un număr de 470 pachete de țigări de proveniență ucraineană. Bunurile în valoare de 1.474 lei au fost reținute în vederea confiscării de către organele vamale, iar cetățeanul ucrainean a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.000 lei.